Domnule Porowski, iată-ne din nou la Agraria, în județul Cluj, unde, ca de obicei, Zetor are un stand propriu de prezentare. Cu ce produse ați venit anul acesta la cea mai importantă expoziție de profil din Transilvania? Anul acesta la Cluj am venit cu modelele consacrate, Fortera, Proxima și Major. Sunt modele care ne-au consacrat, sunt modelele de baza noastră cu care venim la fiecare expoziție și sunt modele care sunt pregătite sau sunt pentru fermierii din această zonă. Ce gamă de putere au aceste tractoare care le aveți aici în stand? Deci gama Major poate să fie în puteri de 65-75 de cai, gama Proxima poate să fie 80-90-100 și atunci Proxima HS poate să fie 100-110 și 120, diferența între cele două fiind cutia semi-automată, iar în gama Fortera poate să fie puteri de la 100 până la 150 în trei game, Fortera Classic, Fortera HSX și Fortera HD. Diferența între ele este la cutia de viteză și la partea de hidraulică. Apropo de Fortera HD, trebuie să spunem că anul trecut acest tractor a fost finalist în competiția Tractorul Anului. Pentru unii o surpriză, poate pentru alții nu. Când vom putea vedea acest tractor și în România? În România o să-l putem vedea sub noua formă și cu noile norme de poluare la Indagra. O să vedem noul HD-ul, o să vedem acolo și noua Fortera, deci și în gama Classic și în gama HD, și va mai apărea surpriză pentru, dacă pot să-i spun surpriză, dacă o spun acum, dar haideți să zicem că dezvăluim acest lucru, vor apărea cele două noi modele de la Zetor, va apărea tractorul Zetor Utilix, care poate să fie în două puteri de 45 și 55 de cai, și va mai apărea tractorul Zetor Hortus, care poate să fie doar în putere de 65 de cai, dar în două variante de cutie, în cutie clasică și în cutie semi-automată. În final, v-aș ruga să ne spuneți care este cel mai căutat, cel mai vândut tractor Zetor în România, desigur. În România, cel mai vândut Zetor este Proxima Classic, dar trendul merge înspre Proxima HS și puterea a crescut de la 100 de cai la 120 de cai. Cam aici, aceste două tractoare țin brandul Zetor, cum pot să zic, în spate. Este tractorul cel mai vândut la Zetor. We'll be right back.